Noi cum ne educăm copiii? Că voi ave... Adică tu ai... Uite, eu i-am spus lui Cum Avi îl educați și ca să a fost fie... foarte drăguț. Mi-a Așa. spus într-o zi, zice, mama, dacă vreodată voi sesiza, că am în clasă un coleg care este din comunitatea LGBTQI+, sau vreo colegă, dacă va fi bulizat sau bulizată, îi voi lua apărarea. Și asta mi s-a părut că mi-am făcut treaba ca mamă. Știu că fiul meu tot timpul o să le țină partea și o să-i apere dacă vor avea nevoie. Dar eu nu vreau să se ajungă acolo. Da, Nu vreau să corect. ajungă la bullying. Nu, adică vreau ca tinerii să înțeleagă că este ok, it's ok to be gay, știi cum era campania aia, nu mai știu, era un brand american, nu cred că mai există, de haine. Știi, au scos primele tricouri cu asta. Come on, să depășim chestia asta. Sunt oameni ca noi, ca tine, ca mine. În școli. Se dorește să se introducă anumite materii sau anumite cursuri, de exemplu de educație E foarte sexuală, bun, eu am făcut în Israel, să știi, este educație foarte sexuală între bun, 11-a și normal, făceau încă da? din clasele Pentru mai că decât mici. să-și ia informațiile de pe Bineînțeles. net unde vezi orice, Da. da, și poți să spui, a, eu vreau să fac dragoste, dar el de fapt face un sex animalic sau violează, Exact. Sau sau să eu uită știu la porn ce, la 12 ani și exact. nu e ok, Bun. chiar nu Dar ce se e ok. întâmplă cu faptul că atunci când s-a dorit introducerea educației sexuale în școli, guess what? Părinții s-au Exact. răzvrătit și au Da, spus, da, dar da. cine ești tu, statule, Da. să-mi bagi pe gât, să-i bagi pe gât copilului meu educație sexuală? Și atunci ce ne facem cu cursuri, de exemplu, în care ei să înțeleagă ce înseamnă oamenii care sunt gay, da? Exact. Ok, că noi toți, știi, am fost cumva educați, nu, crescuți, în ideea că sunt niște oameni cu probleme la cap. Ceea ce nu este Sau cu adevărat. niște probleme corporale, Da. adică sunt, așa i-a lăsat mama natură, Da. defecții. Pe de altă parte, ce pot să spun mergând la Pride din 2006 deja, cred că am ratat doar vreo două Pride-uri, odată nu eram în țară și odată nu eram în oraș, dar am fost la Pride-ul de la Cluj, că nu eram în București, dar am fost la Pride-ul de la Cluj, este că de la an la an sunt mai mulți și pentru că sunt ei, cei din comunitatea LGBTQI+, plus prietenii lor și sunt tineri. Nu ai cum să oprești chestia asta. Nu ai cum, așa sunt ei și nu mai au răbdare, să știți. Adică nu mai stau și chiar îi înțeleg. E bune, acest hate, cum spuneați și voi, trebuie să înceteze, sincer.